întregul nostru proiect pentru anul 2014 este subordonat unui generic și unui deziderat, anume sprijinirea vocației europene a Republicii Moldova, pentru că anul 2014 va fi unul hotărător după preconizata parafare a acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Va urma ratificarea acestuia din partea celor 27 de țări membri și eu sper că acest proces să fie unul dinamic, să fie unul menținut într-un cadru al realităților politice în continuă evoluție ascendentă, eu sper și în Republica Moldova și în Uniunea Europeană, astfel ca pe parcursul acestui mandat al Parlamentului European, al Comisiei Europene, dar și al Parlamentului Republicii Moldova și al Guvernului Republicii Moldova, să se reușească parafarea și intrarea acestui acord de asociere în vigoare, lucru de o importanță decisivă pentru evoluția ulterioară a societății din Republica Moldova, pentru că deja s-a întârziat cu acest proces. Noi eram în preajma parafării acordului de asociere la Uniunea Europeană în anul 2000, urma ca în ianuarie 2001 să discutăm toate aceste proiecte. Din păcate, atunci ele au fost date peste cap de o monstruoasă coaliție constituită atunci, la fel, prin fel de fel de mixtiuni externe, anti-europene și antinaționale, antiromânești. Și nu s-a reușit atunci și efortul nostru din anii 98-2000 practic a fost zădărnicit, pentru că în acea perioadă, vă amintesc, doar în primul an 138 de acte legislative ale Republicii Moldova trecuseră exercițiu de compatibilizare cu legislația europeană în conformitate cu articolul 50 alineat 3 din acordul de parteneriat al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și țările sale membre, semnat încă în noiembrie 1994. Noi reușiserăm atunci să elaborăm deja un nou cod civil, pe lângă cele acte parafate de care vorbeam, majoritatea recomandărilor Uniunii Europene să fie implementate și dacă lucrurile ar fi avut o evoluție firească, Republica Moldova ar fi devenit membru al Uniunii Europene concomitent cu România, cel puțin acestea erau dezideratele noastre și aceasta era evoluția ascendentă la finele anilor 90 ai secolului trecut. Iată deja că vorbim de un secol trecut. Cât privește Institutul Cultural Român, noi avem mai multe proiecte pe care le-am lansat în acest an și care vor continua și în anul viitor și vorbi pe diverse domenii. Dacă vorbim de domeniul promovării literaturii române clasice și contemporane, am inițiat un program numit Poduri de Carte, pentru că am avut poduri utile, benefice la timpul lor, poduri de flori, poduri de Eminescu, poduri de Dor. Podurile de carte sunt menite să faciliteze cunoașterea literaturii române clasice și contemporane și la fiecare dintre aceste module care se desfășoară în centre administrative și localități rurale din Republica Moldova participă doi scriitori români din afara actualelor frontiere ale Republicii Moldova, din țară sau din diaspora, cu trei scriitori români din Basarabia, cu revistele literare pe care le reprezintă, au întâlniri în licee, întâlniri cu publicul în casele de cultură, discută, prezintă comunicări despre literatura română, dar în același timp lansează noi apariții editoriale, prezintă revistele literare și de cultură, iar după încheierea acestui modul este de dorit ca revistele literare și cele din Basarabia și cele din țară sau din diaspora să publice pagini despre literatura română din Basarabia, despre localități, despre oameni, despre problemele care îi preocupă și îi confruntă pe cetățenii Republicii Moldova, pe oamenii care sunt și doresc să își însușească valorile culturii literare românești. Acest proiect va continua pe parcursul întregului an. Sperăm să avem desfășurate cel puțin 24 asemenea module, implicând aproape 50 de scriitori români din țară și mai mult de 70 de scriitori din Republica Moldova. Galeriile la rond pe care le-am inițiat în acest an, la rondul de la statuia lui Ștefan cel Mare, vom organiza în anul viitor cel puțin 17 asemenea expoziții ample, cum au fost cele prezentate în acest an
În anul 2013 am prezentat expozițiile Eminescu, Alexei Mateievici, Odă limbii române, Lupta cu inerția, Generația poetică a anilor 60, pe care o aveți și acum, apropo, la rondul de la statuia lui Ștefan cel Mare, dacă treceți să o vedeți, reprezentând circa 30 de poeți cei mai importanți din generația anilor 60, de pe ambele maluri ale Plutului, expoziția fiind ilustrată cu grafica, una dintre cei mai importanți graficieni români a acelei generații, Marcel Chernoagă. Preconizăm în anul 2014 să deschidem această galerie cu expoziția Eminescu amplificată, completată, cu apoi cu expoziția consacrată Unirii Principatelor Române și Reformelor lui Alexandru Ioan Cuza. În martie să prezentăm o expoziție amplă privind generația basarabeană a Marii Uniri de la 1918 sau în februarie o expoziție consacrată poeților Ioan Idromănescu, Grigore Vieru și Petru Cărare, o mare expoziție de Nicolae Emilescu Spătaru, primul mare enciclopedist român, cu multe materiale inedite pe care le-am depistat în arhivele ruse, în arhivele engleze, în alte depozitare europene și apoi e o expoziție mare consacrată lui Ion Creangă, Ile Caragiale, o expoziție consacrată marilor poeți ai generației interbelice, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion Barbu, Vasile Voiculescu, Ion Pilat și așa mai departe, cu ample expoziții, spun eu, până la finele anului, până în luna decembrie. Un alt program, vizând la fel literatura, este cel de sprijinire a primei ediții a unui mare festival de poezie la Orheiul Vechi, un loc dumnezeesc, un loc unde a existat civilizație românească pornind de la altarele dacice, de la orașul medieval distrus în 1241 prin invazia tătaro-mongolilor, un loc cu mănăstiri rupestre, un festival pe care îl vom organiza împreună cu Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din Moldova, și apoi să sprijinim în mod tradițional Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru, Festivalul Internațional de Poezie Nichita Stănescu și, în ultimul rând, Congresul Internațional al Eminescologilor, ediția a treia, care se desfășoară la începutul fiecărei luni septembrie la Chișinău. Bineînțeles, să avem și programe în alte domenii, cum sunt cele legate de arta teatrală, Festivalul Școlilor Românești de Teatru Classfest, care se desfășoară în fiecare an la Chișinău și la care participă școlile românești de teatru de la București, de la Cluj, de la Craiova, de la Galați, de la Iași, din alte centre teatrale românești, alături de colective teatrale din spațiul european, dar și din Ucraina, din Georgia, din Rusia, din alte țări din afara spațiului Uniunii Europene. Avem apoi o bună colaborare cu Centrul de Dramaturgie Contemporană și vom continua să susținem acest proiect de promovare a dramaturgiei contemporane românești din întreg spațiul românesc aici la Chișinău. Vom continua să sprijinim zilele filmului european, în cadrul căruia sunt prezentate și cele mai de succes producții ale filmului românesc. Apoi festivalul Animest al filmelor de animație pentru copii, Festivalul Internațional al Filmului Documentar Cronograf. În acest an vom sprijini și producerea câtorva filme importante despre pușcăriile comuniste din fosta Uniune Sovietică, în care și-au găsit sfârșitul mari personalități ale culturii române din Basarabia. Vom sprijini și formarea unei arhive video cu supraviețuitorii gulagului comunist sovietic. Avem preconizate în planul promovării artei noastre muzicale, lângă acele tradiționale, să zic, turnee pe care le fac formații de muzică ușoară sau muzică clasică bine cunoscute în spațiul românesc, sprijinirea continuă acestui excepțional festival al tinerilor instrumentiști Chișinău Youth Orchestra, Orchestra de Tinereta Chișinăului, la care participă cei mai talentați studenți instrumentiști din instituțiile muzicale din spațiul românesc, din spațiul european și din lume și care prezintă concerte în aer liber. Au prezentat în acest an, spre exemplu 2013, la Chișinău, la Bălți, la Sinaia, la București, apoi au mers la Bruxelles și în alte centre europene cu niște concerte extraordinare, cuprinzând creații de Beethoven, de Mozart, de George Enescu, de Ciprian Porumbescu. Deci e un lucru de excepție și în acest an s-au încadrat și tineri din Statele Unite,
pe lângă cei din întreg spațiul european, din Spania, Franța, Belgia, Germania, Marea Britanie, tineri din Japonia, tineri din Rusia, tineri din Ucraina, tineri din Georgia, instrumentiștii cei mai talentați care trec o selecție, trec o pregătire aici, la Vadului Vodă, pe malul Nistrului, se formează această orchestră care apoi concertează în aer liber pentru toți iubitorii muzicii clasice. Avem preconizate și un șir de acțiuni vizând publicarea unor opere inedite din patrimoniul nostru național, artele plastice din Basarabia. Vom avea câteva albume noi, vom avea și câteva apariții monografii tratând teme de istorie mai puțin cunoscute la editura Institutului Cultural Român, cărți de beletristică, cărți de lingvistică, de istorie literară, cărți vizând istoria culturii și civilizației românești. Într-un cuvânt, avem preconizate peste 250 de acțiuni pe parcursul anului 2014, toate sub același generic, sprijinirea vocației europene a culturii române, fiindcă ICR Chișinău se confruntă aici cu un orizont de așteptări foarte larg, pentru că noi nu promovăm literatura română în străinătate, deci ne deosebim de alte ICR-uri, promovăm cultura română într-un spațiu de cultură românească și menirea noastră este să sprijinim și cultura românească din Republica Moldova, să o promovăm pe alte meridiane și să facem ca acest dialog continuu al artelor, al literaturii, să fie unul foarte eficient pentru artiștii, pentru literații de pe ambele maluri ale Prutului și să menținem acest nivel al relațiilor la o cotă estetică și etică înaltă și lucrul acesta ne onorează. Misiunea noastră este, în primul rând, de a promova tot ceea ce este frumos și autentic în spațiu din Republica Moldova și prin aceasta să contribuim la refacerea și fortificarea conștiinței civice, a conștiinței identitare a populației din Republica Moldova, aflată și ea într-un îndelungat proces, sigur, de tranziție spre o societate democratică, o societate civilă, o societate a statului de drept, fortificată și care, într-adevăr, să-și găsească locul în acest concert al națiunilor europene libere, unite în aspirațiile lor de promovare a valorilor culturii și civilizației.